Urmează niște vremuri interesante pentru lumea supereroilor și asta pentru că DC și James Gunn își lansează în sfârșit DC Universe și primul serial din primul capitol din acest univers se numește Creature Commandos și este animat. Un teaser a ieșit acum 3 luni de zile, a trecut total pe lângă mine, habar am avut de el, nu l-am văzut nici până acum, dar am văzut acum câteva zile că avem un trailer întreg nou-nouț pentru acest proiect, așa că am spus, ce-ar fi să fac o reacție și la asta, având de vedere că în ultima vreme m-am concentrat destul de multicel pe Marvel în ceea ce ține de filme, seriale și așa mai departe. Prin urmare, am spus că este și momentul pentru DC. Să nu mai pierdem vremea, să dăm drumul la generic, să vorbim un pic despre ce știm până acum despre acest univers, ne punem căștile și reacționăm la trailer. Dacă îți găsești un loc în care să stai, putem să începem. un pic de apă că urmează să vorbesc mult. Bună dimineața la cafeluță, numele meu este Vlăduț și vreau să vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să vă uitați la încă un videoclip de pe canalul meu. Pentru astăzi, după cum v-am spus, facem o reacție la trailerul pentru Creature Commandos, primul serial din primul capitol din DC Universe. Primul capitol se numește Gods and Monsters și, din ce am înțeles, din ce am mai citit de pe internet, din ce am mai ascultat prin videoclipuri, se va focusa practic pe setting the stage pentru a detalia ce se află în lumea DC în ceea ce ține de superpowered individuals. Unii într-o extremă pozitivă, nu? Gods și alții într-o extremă posibil negativă. Monsters. Dintre supereroii de bază știu foarte sigur că avem Superman și Batman care vor avea Practic filme noi, noi iterații, noi actori care vor juca aceste personaje și practic îi vom vedea în noi situații. Am încheiat socotelele cu Henry Cavill, din câte am înțeles, cu Ben Affleck de asemenea, Robert Pattinson nu are nicio legătură cu ceea ce se va întâmpla în acest univers, deci prin urmare fresh takes on Batman and Superman. Din restul numelor, trebuie să menționez că Green Lantern Corp mai este foarte interesant pentru mine, mai ales că până acum în film nu li s-a făcut, cred eu, niciodată cinste corespunzător în niciun film, în niciun fel de proiect de genul acesta. Și totuși, Green Lantern este o parte foarte însemnată și foarte importantă pentru tot ceea ce este legat de Justice League, prin urmare era momentul să vedem și ceva de genul acesta. Cu toate acestea, modul în care dăm drumul la DC Universe este cu acest Creature Commandos, o echipă de care, vă spun cu mâna pe inimă, n-am auzit niciodată. Deci, până acum, nu am auzit niciodată de acest concept, așa că o să intru mai mult decât blind în acest trailer, în a vedea despre ce este vorba. Din nou, am prins bits and pieces de pe internet. Din câte am înțeles, acțiunea se petrece undeva în trecut. It sets the stage pentru unde vom fi în prezent cu filmele care vor urma serialului. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că serialul este animat, iar filmele nu. Așa că nu știu sigur dacă se vrea a fi special ca un soi de documentar care să ateste ceea ce s-a întâmplat până acum, care să ne arate care a fost situația cumva special folosindu-se de animație pentru că este mai simplu și mai accesibil, dar și pentru că animația poate să aibă un șarm al ei, mai ales când vine vorba de astfel de relatări de povești, nu? Este la fel de interesant faptul că James Gunn are un istoric cu a luat tot felul de echipe, mai mult sau mai puțin cunoscute, deși mai mult mai puțin cunoscute. Vezi Guardians of the Galaxy, vezi Suicide Squad, care ok, nu sunt total necunoscute, se știa despre ele, here and there, destul de vag, dar totuși el le-a dat o popularitate mult, mult mai mare decât o aveau aceste echipe înainte ca James Gunn să pună mâna pe ele. De asemenea, el a făcut lucruri foarte bune cu filmele cu respectivele echipe, demonstrând că reușește foarte să jongleze cu mai multe personaje, să le dea fiecăruia cât un caracter arc relevant sau cel puțin celor care sunt personajele principale, să le creioneze în detaliu și să se folosească de umor și acțiune într-un mod înțelept pentru a spune o poveste și pentru a zugrăvi niște personaje cât se poate de accurate. Prin urmare, acestea sunt premisele a ceea ce urmează să vedem. Creature Commandos este, vă repet, ceva complet nou pentru mine. Aștept cu interes să văd despre ce este vorba. Sunt foarte încrezător în James Gunn și ceea ce urmează să fac aici, dar sper din tot sufletul că există și un element de keeping him in check, pentru că James Gunn are tendința de a o lua pe ulei destul de ușor dacă nu este ținut în frâu, dar din câte am înțeles există acest balans. Universul cu totul a fost pregătit de când s-a anunțat vestea lui până când iată încep să apară încetul cu încetul și a trecut ceva timp, ceea ce mă face să cred că a fost pregătit cu atenție și fără să ne grăbim, fără să ne mai jucăm catch-up cu MCU-ul, care, fie vorba între noi în momentul de față, nici nu mai este ce a fost cândva, ci este doar o mașinărie care pare de neoprit. Prin urmare, dacă ne vom axa pe calitate, dacă ne vom axa pe spus povești interesante și pe o viziune overarching înțeleaptă, dar și fiecare proiect să fie de sine stătător și să aibă cu lui... Cred că nu vom mai face parte decât de succes și de niște momente foarte plăcute într-un, sper eu, revival, cel puțin la nivel mediatic sau la nivel mainstream al superhero-genrului. Bun, suficientă vorbărie. E timpul să o luăm căștile și să vedem despre ce este vorba de în acest trailer. Ok, deja avem câteva elemente interesante. Uh, în primul rând avem de a face cu Colonel Flag care nu este Rick Flag, cel pe care știm din Suicide Squad, ci tatăl său, din câte înțeleg, pentru că din nou știu faptul că povestea este setată în trecut. Ceea ce mi se pare ușor curios este că avem același personaj din Suicide Squad, personajul lui Viola Davis îmi scapă în mod sinistru momentul de față numele personajului, însă este uh, nu, uh, șefa Suicide Squad to say so. Și dacă nu mă înșel, voice-ul este total Violei uh, Violet Davis, ceea ce este foarte tare faptul că se întoarce. So far, uh, so interesting. Nu știu dacă am avut de-a face cu Enchantress mai devreme, probabil că nu. What in the holy hell? Congress said we can't use human prisoners. <sighs> These assholes aren't human. James Gunn. Do you understand me now? Who is she? We call her the bride. I was born here. <sighs> okay. Jason and the Argonauts. That's Dr. Phosphorus. Why are you doing this? It's business. The What is that, that? The Tipic, uh, James Gunn l-a întors pe Weasel din The Suicide Squad uh, care fusese atunci interpretat dacă nu mă înșel chiar de fratele său, care în general are roluri în toate proiectele sale uh, Până acum trebuie să recunosc că în afară de The Weasel nu am recunoscut niciun personaj din cele prezentate, uh, dar îmi place so far uh, filul și umorul serialului uh, are acel charm tipic James Gunn, în care things go extreme, things are explicit, things are naughty, din punct de vedere al limbajului, dar fără să fie exagerate, fără să fie doar de dragul de a șoca. Ele sunt din character. așa sunt personajele acestea. These are bad guys that are locked away. What do you expect them to do? Să vedem mai departe. What is, is that then? The weasel. We know it has what it takes to survive. That's Nina Mazursky. Daddy? Last one is G.I. Robot. Cheers to the tender. Okay. I know you all aren't exactly enthusiastic about this mission. I didn't realize I had a choice. Maybe. You said you wanted me to be a hero. Not like that. Deci mai facem încă un Suicide Squad, more or less, dar în uh, animație, cu niște super supereroi și mai necunoscuți, if that was even possible, și în trecut. Și cu tatălui Flag. Uh, ok. Uh, so far, adică I'm sold on the idea. Uh, It's always a fun idea, mai ales când știi că lui James Gunn îi ies lucrurile astea. Și so far, it looks good, it looks clean, dar îi lipsește acel uh, ceva, tu set it apart. În momentul de față, nu știm care e misiunea, nu știm care e motivul pentru care uh, they all get together. The United States is in the business of saving the world, după cum a spus uh, chiar personajul nostru. Mi se pare insane că i-am uitat numele în momentul de față, am un lapsus teribil. Uh, dar, aștept să văd sau sper să ni se spună un pic, să ni se tizuiască un pic mai mult despre ce este vorba în acest serial, care am înțeles că o să aibă 10 episoade, sper să nu vorbesc prostii. You cișcă I'm just so hyperbolically violent. You need therapy. Jesus. Uh, sunt foarte multe uh, elemente care în momentul de față, este destul de limpede că nu prea și-ar fi avut locul în film sau în live-action, în serial cu actori. Deci, probabil că acesta este un motiv pentru care s-a optat pentru varianta aceasta de animație. Overall, eu sunt destul de încântat de ce văd. Again, are filmul al cartuniș, amuzant, edgy, violent, al lui Gan, dar încă îi lipsește ceea ce sper eu că se va revilui în aceste ultime 30 de secunde cu privire la The Point. E evident că din secvențele pe care le-am văzut până acum, că aceste cinci personaje nu se cunosc, nu știu să lucreze împreună, vor ieși la început, uh, vor învăța să lucreze împreună, vor învăța să se accepte una pe cealaltă și pe ei înșiși uh, vor deveni mai buni. E destul de tipic coming of age pentru superhero stories. But what does this project set Why is it set apart, So, why is it special compared to the other projects of Gunn in I'm really interested to see. You wanted monsters. You got monsters. 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 Oh, Dive, Nazi! He's not a Nazi, GI. Oh, okay. Nu știm. Și cu asta basta. Bun, am revăzut trailerul, acum ca să mă asigur că nu-mi scapă nimic. Și uh, am căutat și pe internet repede ca să nu mă fac de râs chiar cu totul. Uh, Amanda Waller, despre ea vorbeam, uh, este într interpretată din nou de Viola Davis, which is really nice pentru că mi se pare că și Ultimele Dăți a jucat-o excepțional. Uh, și uh, pe lângă shang Gunn, care cel mai probabil va fi Din No Weasel, la fel ca și în The Suicide Squad, l-am mai văzut și pe Frank Grillo, cel care l-a interpretat pe Crossbones în Captain America Civil War și Captain America Winter Soldier. Nu e clar care va fi rolul lui, nu mi-am dat seama după voce. Una peste alta nu am foarte multe adăugiri de făcut în afară de ce am comentat pe parcursul trailerului. Mi se pare că lucrurile sunt destul de straightforward. Flag este preluat de Waller, îi se încredințează această misiune de a aduna acești cinci supereroi, să ia și să investigeze ce s-a întâmplat în palatul acela din câte am înțeles, acolo unde cea despre care am zis eu că ar putea fi în cea am nu mai probabil nu este, pare că a venit și a răpit o prințesă, dacă îmi dau seama bine din ceea ce am observat, respectiv cu părul blond de la început. Ea mai apare undeva pe parcurs și pare să fie bine mersi, dar este neclar dacă acest lucru este premergător momentului în care vrăjitoarea apare și o răpește. Una peste alta pare că va avea loc o investigație, cea mai probabil se va releva un mister mai mare decât plănuia toată lumea și acești supereroi vor trebui să step up their games, să devină cele mai bune versiune ale lor și să rezolve această problemă este absolut evident că aceste evenimente vor avea ecouri mai departe în filmele care cred eu că vor fi setate după aceea în prezent sau cel puțin mai aproape de prezent. Vorbesc de Brave and the Bold, Superman și așa mai departe. Ce am mai observat și am văzut și în momentul reacției, dar for some reason am uitat să menționez, avem un personaj care pare că seamănă cu Clayface, nu știu sigur dacă va fi tot Clayface sau un Clayface premergător celui care va apărea cel mai probabil în universul Batman sau dacă este un alt personaj cu totul. Și este interesant că mai apare un al șaselea membru al echipei, dacă observ eu, al șaptelea dacă îl includem și pe flag, care pare să fie un soi de variantă masculină a lui Bride, tot așa compus din mai multe bucăți, tot un soi de Frankenstein wannabe. În afară de asta, nu am foarte multe adăugiri de făcut. Animația arată bine, umorul mi se pare că este overall more of the same, nu mi se pare că impresionează în mod particular, nici nu este supărător în vreun fel anume, este în continuare stilul acela snarky, sarcastic, edgy care apare prin toate filmele cu supereroi, dar cumva asta face sens într-un proiect de genul acesta și mai ales într-unul supervizat de, de James Gunn, care more or less coined this type of banter uh, într-o oarecare măsură în Guardians of the Galaxy. Cam atât, sincer, din partea mea. Uh, sunt cu siguranță entuziasmat, cred că o să fie un serial ok, cred că o să fie un serial reușit, uh, nu am superlative pentru ceea ce am văzut până acum, dar rămâne de văzut după ce vedem serialul în ce măsură acest lucru își va avea sensul sau nu folosirea superlativelor. Să nu uităm că ultimul serial animat la care am făcut o reacție în trecut s-a dovedit a fi proiectul meu preferat pe anul acesta, în ceea ce ține de orice legat de supereroi, așa că sper să fiu contrazis uh, uh, și de data aceasta și să se dovedească că Creature Commandos este un serial mult mai bun decât mi-a lăsat impresia pe parcursul vizionării acestui trailer. Acestea fiind spuse, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să vă uitați la reacția mea astăzi. Sper că vi s-a părut interesant ceea ce ați urmărit aici. Dacă v-a plăcut reacția mea, dacă v-au plăcut comentariile mele sau vi s-au părut relevante informațiile pe care vi le-am oferit din ceea ce am dedus și eu, nu uitați să-mi dați un like. Mă ajută foarte mult să apar în fidurile altor consumatori de YouTube, mai ales în România, și această nișă a supereroilor, filmelor, serialelor. Este destul de greu să-și atingă ținta, prin urmare, orice interacțiune cu videoclipul mă ajută să spread the word tot mai mult. Yeah. <sighs> Dacă aveți orice de spus despre acest uh, trailer, despre acest proiect, dacă vreți să aduceți adăugiri la ceea ce uh, am spus eu, uh, după cum se vede, nu am fost atât de informat pe cât uh, îmi place să cred că am fost în celelalte reacții. Nu uitați să-mi lăsați un comentariu cu aceste lucruri. Mă ajută și pe mine să mă pregătesc mai bine pentru serial și pentru dățile următoare. Uh, nu uitați să vă abonați, apăsând butonul de subscribe, astfel veți rămâne la curent cu următoarele proiecte pe care le am în plan și dacă considerați că acest videoclip este relevant pentru cineva pe care îl cunoașteți, care se uită la reacții, care se uită la producții cu supereroi, nu ezitați să folosiți butonul de share și să-i dați de știre cu privire la canalul meu. Eu vreau să mulțumesc încă o dată că ați stat cu mine până la finalul videoclipului. Vă doresc în continuare multă sănătate, să aveți grijă de voi și de cei dragi voi. Sunt foarte importante aceste două lucruri și nu uitați, vă doresc în continuare o zi.